seara, doamnelor și domnilor, sunt Vera Terentie Furtună. Bun găsit la știri, să vedem titlurile zilei. Serviciul social Echipă Mobilă a ajuns și în alte 12 raioane din țară. Specialiștii se vor deplasa în localități izolate și vor oferi sprijin copiilor cu dizabilități, persoanelor cu nevoi speciale și altor categorii vulnerabile. Începând cu astăzi, putem considera că acest serviciu va fi disponibil în toate raioanele din Republica Moldova. Pentru ca echipele multidisciplinare să ajungă mai ușor la casa beneficiarilor, agențiilor teritoriale de asistență socială le-au fost distribuite 16 mașini. Amănunte imediat. Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut simțitor în ultima săptămână, iar 90% dintre paturile activate în capitală pentru tratamentul bolnavilor deja sunt ocupate, anunță autoritățile din sănătate. Au fost înregistrate 639 de cazuri de infecție cu COVID-19. Școlile din Chișinău vor începe anul școlar luni, 2 septembrie, a anunțat șeful adjunct al Direcției Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi. Totuși, câteva licee organizează careul solemn duminică. Din toate instituțiile educaționale, doar 4 vor avea careul pe data de 1 septembrie, adică duminică. E vorba despre un liceu privat și două gimnazii din suburbii și un liceu din oraș. Încă un pas în asigurarea dreptului la servicii sociale pentru persoanele cu nevoi speciale. Astăzi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a extins serviciul social Echipă Mobilă și în alte 12 raioane, ceea ce îl face disponibil deja în toată țara. Pentru ca echipele multidisciplinare să ajungă mai ușor la casa beneficiarilor, agențiilor teritoriale de asistență socială le-au fost distribuite 16 mașini. Cele 16 mașini în valoare de 5,8 milioane de lei vor fi utilizate pentru instituirea serviciului social Echipă Mobilă în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială Basarabeasca, Cahul, Călăraș, Criuleni, Drochia, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Rezina, Soroca, Șoldănești și pentru fortificarea echipelor mobile din cadrul structurilor teritoriale de asistență socială Anenii Noi, Florești, Leova și Orhei. Începând cu astăzi, putem considera că acest serviciu va fi disponibil în toate raioanele din Republica Moldova. Echipa mobilă va lucra în special cu copiii cu dizabilități severe, va lucra cu acele familii, acei beneficiari care sunt mai departe de centru raional, care nu au acces și au posibilități reduse să se deplaseze către anumite servicii specializate. Prin intermediul acestui serviciu, echipe multidisciplinare de specialiști se vor deplasa în localități izolate, oferind sprijin familiilor care au copii cu dizabilități, persoanelor cu nevoi speciale și altor categorii vulnerabile. Echipele mobile vor acorda asistență complexă, inclusiv servicii de logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică, asistență medicală, dar și suport în vederea integrării sociale a beneficiarilor. Ucraina se află de luni dimineață sub alertă aeriene după mai multe valuri de atacuri care au avut loc și în cursul nopții în aproape toate regiunile țării, inclusiv în vecinătatea Republicii Moldova. Autoritățile ucrainene au impus întreruperi de furnizarea curentului electric în majoritatea regiunilor din țară, după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice. Din motive de securitate, trecerile frontierei moldo-ucrainene, otaci unguri, și-au sistat activitatea pentru câteva ore, iar Moldelectric anunță despre perturbări ale sistemului electroenergetic comun. Forțele de apărare aeriană a Ucrainei au anunțat luni dimineață despre alerte de atac aerian în aproape toate regiunile țării, inclusiv Ivano-Frankovsk, Hmelnitski, Vinița și Odessa, de la frontiera cu Republica Moldova. În acest context, ministrul energiei al Ucrainei, German Galushenko, a scris pe pagina sa de Facebook că operatorul sistemului de transport a introdus de urgență întreruperi de curent. Situația este complicată, iar consecințele atacurilor sunt în curs de clarificare, a scris Galushenko. Întreruperile de urgență ale energiei electrice vin după un atac masiv cu rachete, drone și bombardiere ale rușilor din noaptea de duminică spre luni. În context, întreprinderea de stat Moldelectric anunță că urmare a atacurilor ruse asupra infrastructurii critice ucrainene există perturbări ale sistemului electroenergetic al blocului comun Ucraina-Moldova. Compania precizează că situația este sub control. Există generare locală suficientă pentru a aplana perturbațiile neînsemnate, se menționează în comunicatul
centrul Moldelectrica. În ultimele 24 de ore în Ucraina au putut fi auzite mai multe explozii, cele mai recente la Kiev, chiar în primele ore ale dimineții, când sistemele de apărare au respins un atac aerian, potrivit presei locale. Locuitorii orașului s-au adăpostit în stațiile de metro, folosite ca adăposturi antiaeriene. S-au auzit explozii și la Harkov, Odessa, Vinița, Zaporojie, Kremenciuk, Dnipro, Hmelnitsk, Kropyvnytskyi și Krivoi Rog. Forțele aeriene ucrainene au raportat inițial activitatea a 11 avioane bombardiere rusești, precum și a numeroase drone kamikaze, care se îndreptau spre orașe din întreaga țară. Apoi a raportat lansarea mai multor grupuri de rachete de diferite tipuri. Din cauza atacului violent din partea Rusiei, Poliția de Frontieră Republicii Moldova a informat în această dimineață despre întreruperea programului de lucru la Vama Otaci și Unguri din motive de securitate. Cele două puncte și-au reluat activitatea după câteva ore. În acest context, autoritățile recomandă participanților la trafic să aleagă din timp punctele de trecere, din proximitate sau în măsura posibilităților să amâne deplasările în Ucraina până la ameliorarea situației. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cere ajutorul forțelor aeriene europene în lupta cu rachetele și dronele rusești care au lovit masiv țara sa. Potrivit liderului de la Kiev, s-ar putea face mult mai multe pentru a proteja viața ucrainenilor dacă forțele aeriene din Europa ar lucra împreună cu avioanele și apărarea antiaeriană a Ucrainei. Zelensky susține că poporul țării sale a asistat astăzi la unul dintre cele mai mari atacuri din ultimele luni. Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, cere ajutor și soluții partenerilor europeni în lupta cu rachetele și drone rusești care au lovit astăzi Ucraina. Potrivit lui Zelensky, Rusia a folosit în acest atac peste 100 de rachete și 100 de drone sinucigașe într-unul din cele mai mari atacuri din ultimele luni. E foarte important să noștri parteneri realizували те, про що ми з ними домовлялися. Системи ППУ, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина, в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППУ. Ucraina și-a îndemnat deja aliații europeni să stabilească o zonă de excludere aeriană în vestul teritoriului său, prin intermediul sistemelor de apărare desfășurate în Polonia și România, țări vecine, pentru a crea un sanctuar în care industriile, infrastructura energetică și populația civilă să fie protejate. Ministerul Ucrainean de Externe a declarat la sfârșitul lunii mai că nu există niciun argument juridic, de securitate sau moral care să îi împiedice pe partenerii Kievului să doboare rachetele rusești deasupra teritoriului Ucrainei, de pe teritoriul lor, fără a specifica modalitățile de punere în practică a acestui scenariu. Numărul cazurilor de COVID-19 este în continuă creștere. Doar în municipiul Chișinău, săptămâna trecută, au fost confirmate peste 600 de cazuri noi de infectare, iar 90% dintre paturile activate pentru tratamentul bolnavilor contaminați cu virusul pandemic deja sunt ocupate. Anunțul a fost făcut de șefa adjunctă a Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, Mariana Buga, la ședința operativă a serviciilor municipale. Potrivit autorităților municipale din sănătate, săptămâna trecută în Chișinău au fost raportate 639 de cazuri de infectare, în creștere cu 41% comparativ cu alte 7 zile anterioare. Au fost înregistrate 639 de cazuri de infecție cu COVID-19. Capacitatea totală de spitalizare pentru pacienți COVID în spitalele municipale este de 94 de paturi, dintre care la sfârșitul săptămânii de raportare, total pacienți confirmați cu infecția COVID-19 internați în spitalele municipale destinate au fost 87 de persoane.
Printre cei infectați cu virusul pandemic sunt 51 de minori internați la Spitalul Municipal de Boli Contagioase pentru Copii, 13 gravide internate la maternitatea numărul 2 și alți 23 de adulți spitalizați la Institutul de Ftiziopneumologie. În acest context, autoritățile din sănătate îndeamnă populația să revină la măsurile de protecție și prevenirea infecției prin COVID-19. Să păstreze distanța socială, să evite locurile aglomerate, să respecte regulile de igienă a mâinilor, igienă respiratorie, respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă cu aerisirea spațiilor închise. La instituțiile medicale este de dorit ca vizitarea să fie cu purtarea măștilor. Precizăm că în perioada 5-11 august în Republica Moldova au fost înregistrate oficial aproape 1400 de cazuri de infecție prin COVID-19, în creștere cu peste 600 de cazuri comparativ cu săptămâna anterioară. Evenimentele dedicate Zilei Independenței vor avea loc în lipsa președintei Maia Sandu. Șefa statului a anunțat că este bolnavă de COVID-19, de aceea în următoarele zile va rămâne izolată. În același timp, Ministerul Culturii anunță schimbări în programul cultural, iar Inspectoratul General al Poliției amintește că din această noapte se închide circulația rutieră în perimetrul pieții Marea Dunării Naționale pentru următoarele 3 zile. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu va participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe pagina sa socială. Eu, din păcate, am luat COVID și nu voi putea participa la evenimentele publice de astăzi și de mâine. Eu mă simt bine, nu am alte simptome decât că sunt puțin mai obosită decât altă dată. Dar pentru a nu crea riscuri pentru altă lume, voi sta izolată în următoarele câteva zile. Vreau să vă rog și pe dumneavoastră să fiți atenți. COVID-ul nu a dispărut. Atunci când observați că aveți simptome, verificați, faceți teste, discutați cu medicul dumneavoastră. În același timp, Inspectoratul General al Poliției anunță că începând cu miezul nopții spre 27 august și până pe 29 august, ora 8 dimineața, va fi sistată circulația rutieră pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul pieții Marii Adunări Naționale. În contextul evenimentelor dedicate Independenței Republicii Moldova și a unor vizite oficiale, în această perioadă va fi restricționat parțial traficul rutier și pe unele artere din capitală. Poliția Republicii Moldova îndeamnă conducătorii auto să evite perimetrul menționat, să-și respecte colegii care conduc și solicitările polițiștilor aflați în trafic pentru dirijarea circulației rutiere în suportul șoferilor, se menționează într-un comunicat de presă al poliției. Din această seară, în piața Marii Adunări Naționale vor fi organizate concerte 3 zile consecutiv, în contextul celor 33 de ani de independență ai Republicii Moldova. Pe scenă vor urca atât interpreți locale cât și oaspeți din afară. Printre ultimii se numără interpreta din Suedia Loren, formațiunea ucraineană Ocean Yeltsin și Vama din România. Ultima s-a retras din program. Potrivit guvernului de la Chișinău, schimbările în programul concertului sunt de natură strict organizatorică, anunțate de partea română și reies din structura și ordinea evoluției interpreților în spectacolul aniversar. Astfel, autoritățile anunță că în locul Vamei, la Chișinău, vine îndrăgita interpretă Delia, care va urca în scenă pe 28 august. Înscrierile la Marea Dictare Națională sunt pe ultima sută de metri. Ministerul Educației și Cercetării anunță că deja s-au înregistrat peste 1300 de doritori și mai sunt disponibile aproximativ 150 de locuri. Cei care vor să participe la evenimentul dedicat celebrării limbii române se pot înscrie online pe pagina Ministerului Educației până în data de 29 august. Ediția a doua Marii Dictări Naționale va fi organizată pe data de 31 august în piața Marii Adunări Naționale, începând cu ora 9. Pentru a participa la evenimente este necesară completarea unui formular online, care poate fi găsit pe pagina Ministerului Educației. Termenul limită pentru înscriere a fost prelungit până pe 29 august 2024. În timpul evenimentului, participanții vor scrie o dictare demonstrându-și astfel cunoștințele de limbă română. La fața locului, acestora le vor fi oferite pixuri, foi, chipiuri și apă. Participanții sunt rugați să se prezinte cu aproximativ 30 de minute înainte de ora începerii evenimentului pentru a-și confirma prezența și a-și ocupa locul într-una din cele 750 de bănci ce vor fi amplasate în piața Marii Adunări Naționale. Dictările vor fi verificate pe parcursul lunii septembrie de o comisie specială formată de Ministerul Educației, iar cei mai buni participanți vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. În acest an, premiile oferite de sponsorii evenimentului vor fi abonamente de 3 luni la sport la Complexul Arena Chișinău, seturi de cărți,
vouchere de la o rețea de librării, invitație dublă la teatru și seturi de accesorii de la un operator de telefonie mobilă. Precizăm că evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova. Municipalitatea a decis, majoritatea instituțiilor de învățământ din Chișinău vor începe anul școlar luni, 2 septembrie. Doar 4 instituții din capitală vor desfășura careul solemn pe 1 septembrie. Anunțul a fost făcut de șeful adjunct al Direcției Educație, Tinere și Sport din Chișinău, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor primăriei. Din toate instituțiile educaționale, doar 4 vor avea careul pe data de 1 septembrie, adică duminică. E vorba despre un liceu privat și două gimnazii din suburbii și un liceu din oraș. În rest, toate instituțiile vor avea careul pe 2 septembrie, începând cu ora 8:30. Pentru o perioadă de 45 de minute. Tematica primului sunet de anul ăsta este Împreună pentru pace. În context, amintim că potrivit unei circulare emise de Ministerul Educației și Cercetării, festivitatea dedicată începutului anului școlar va putea fi organizată duminică 1 septembrie sau luni 2 septembrie. Decizia urmează să fie adoptată de fiecare instituție de învățământ în parte, după consultarea opiniei comunității școlare. Totuși, cei care vor începe anul școlar pe 1 septembrie urmează să beneficieze de o zi suplimentară de vacanță. Totodată, profesorii vor fi remunerați și vor primi o zi liberă pentru disponibilitatea de a ieși duminică la lucru la ceremonie de deschiderea anului școlar. Cât privește pregătirea elevilor de școală, Primăria Chișinău anunță că și în acest an va oferi indemnizații unice pentru copiii care provin din familii defavorizate. 8.000 de familii vor primi ajutoare de câte 700 lei fiecare. În primă etapă, 6.103 copii deja au primit aceste ajutoare, în sumă de peste 4 milioane lei, iar în tranșa a doua urmează să primească acest ajutor pentru începerea anului școlar 1.897 de elevi și vorbim aici în mod special despre elevii care sunt înmatriculați în clasa 1 și urmează să depună dosarele pentru a beneficia de acest ajutor. În cea de-a doua etapă, părinții sau tutela minorilor selectați pentru ajutorul de 700 de lei vor putea ridica banii pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie 2024. Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Chișinău. Acesta va fi organizat în perioada 28 august-1 septembrie la Centrul MediaCore din cadrul Universității de Stat din Moldova. La eveniment vor fi expuse cele mai noi titluri de carte de la aproximativ 40 de edituri din România și din Republica Moldova. De asemenea, iubitorii de literatură din întreaga țară se vor putea întâlni în aceste 3 zile cu autori și personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului. Bookfest Chișinău 2024 este organizat deja al 3-lea an consecutiv, sub înaltul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis, și al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. În acest an, timp de 3 zile, iubitorii de literatură vor putea participa la 10 de lansări de carte și discuții cu mai multe personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului, care vor fi prezente la eveniment. În acest an vom avea circa 40 de edituri, dintre care 5 autohtone din Republica Moldova. Suprafața expozițională este circa 280 de metri pătrați și zilnic, începând cu data de 28 august până pe 1 septembrie, începând cu ora 10 până la ora 20, vă așteptăm să vizitați expoziția Bookfest, pentru că o să aveți foarte multe noutăți văzute, o să faceți cunoștință cu edituri noi, care în anul trecut nu le-ați văzut și cu siguranță nu o să plecați cu mâna goală. Îndemn publicul cititor să fie prezent la evenimentele care vor fi organizate în cadrul acestei ediții. 3 zile vom avea zeci de edituri, sute de titluri și mii de cărți. Și, bineînțeles, aici, la Bookfest, este locul unde cu cât mai mulți bani cheltui, cu atât mai bogat devii. Ediția 2024 a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău este finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și are loc în parteneriat cu Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii din Republica Moldova. Organizatorii evenimentului sunt Biblioteca Națională Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația Editorilor din România. Prima ediție a Bookfest Chișinău a fost organizată în anul 2016.
Candidatul socialiștilor pentru funcția de președinte al țării, Alexandru Stoianoglu, este primul care a prezentat Comisiei Electorale Centrale listele de subscripție cu cele 25.000 de semnături necesare. CEC urmează să analizeze autenticitatea lor pentru a-l înregistra pe fostul procuror general în cursa electorală. Candidatul Partidului Socialiștilor pentru șefia statului, Alexandru Stoianoglu, anunță că grupul său de inițiativă a colectat cele 25.000 de semnături în doar 3 zile. Acesta nu este doar un exercițiu administrativ, ci un barometru al nemulțumirilor și al speranțelor unei societăți care își dorește un alt tip de conducere. În spatele fiecărei semnături stă un cetățean care caută un lider profesionist și responsabil, capabil să asigure dreptate pentru toți, a scris Stoianoglu pe canalul său de Telegram. Potrivit legislației, Comisia Electorală Centrală urmează să verifice listele și, în termen de 7 zile, va decide înregistrarea lui Stoianoglu în cursa electorală. Amintim că până în prezent, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 9 grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Este vorba despre candidații propuși de 6 formațiuni politice, un bloc politic și 3 viitori candidați independenți. Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 20 octombrie. Încă un pretendent la fotoliul de președinte al Republicii Moldova, ex-jurnalista de televiziune Natalia Morar a depus actele la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Morar a anunțat că va candida independent la scrutinul din toamnă și își propune să aducă un suflu nou în politica națională. Grupul de inițiativă pentru susținerea candidaturii Nataliei Morar la prezidențiale este format din 100 de persoane din diverse raioane ale țării. Printre aceștia se numără specialiști din domeniul educației și sănătății, reprezentanți ai sistemului de asistență socială, juriști, economiști, aleși locali, fermieri și antreprenori. Se arată într-un comunicat oficial. În următorii 4 ani, jurnalista Natalia Morar își propune să oprească exodul populației și să reanimeze economia țării. Pe toți ne doare că din Moldova pleacă oamenii cu sutele de mii și mai ales că pleacă tinerii. Pe toți ne doare că localitățile noastre se depopulează și îmbătrânesc. Pe toți ne doare că se închid întreprinderile și dispară locurile de muncă. Pe toți ne doare că an de an în localitățile noastre se nasc tot mai puțini copii și pe toți ne apasă sentimentul că Moldova moare. Pe de altă parte, ne unește încrederea că Moldova poate fi altfel, se arată în declarația Nataliei Morari. Natalia Morari are 40 de ani și s-a născut în Hâncești. Ea a făcut studii superioare la Moscova și acolo și-a început cariera în jurnalism. Din 2010 a lucrat la mai multe posturi de televiziune din Republica Moldova, iar în 2021 s-a retras din Consiliul de Administrație al unui post TV unde realiza o emisiune de analiză politică. Decizia a venit după ce în spațiul public s-a aflat că ar avea o relație cu controversatul om de afaceri Veaceslav Platon. Și Andrei Năstase intră în cursa prezidențială. Grupul de inițiativă care va colecta semnături în susținerea candidaturii lui Andrei Năstase la alegerile prezidențiale a fost constituit pe 24 august, zi în care a depus actele necesare la CEC. Fostul lider al platformei Demnitate și Adevăr a declarat că va fi un președinte dedicat înainte de toate oamenilor și Republicii Moldova, iar obiectivele primordiale sunt lupta cu sărăcia și corupția. Candidez la funcția de președinte al Republicii Moldova pentru a-mi dedica următorii ani reconstrucției țării noastre. Voi fi un președinte dedicat ordinii, dedicat dreptății și bunăstării. Aceștia sunt 3 piloni fundamentali pentru ca cetățenii să trăiască în siguranță și demnitate în propria lor țară, în care legea e lege pentru toți. Voi lupta cu toată forța împotriva sărăciei și corupției. În opinia lui Năstase, cheia succesului în această campanie electorală este dialogul cu cetățenii. Să-i ascultăm și să le înțelegem așteptările și nevoile. Noi nu facem promisiuni, ci implementăm soluții reale pentru problemele cu care se confruntă oamenii. Andrei Năstase și-a început activitatea politică în calitate de fondator și lider al platformei civice Demnitate și Adevăr, preluând ștafeta mișcării protestatare din 2015, scrie alegeri.md. A participat la alegerile din 2016 pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, dar s-a retras în favoarea candidatului comun al forțelor politice de dreapta, Maia Sandu. Politicianul a câștigat în 2018 alegerile pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. După invalidarea rezultatelor scrutinului, pe motiv că ar fi făcut agitație electorală în ziua alegerilor, a devenit unul din liderii mișcării de rezistență acum. Năstase a fost și ministru al afacerilor interne, mai târziu și consilier în Consiliul Municipal Chișinău.
Trei formațiuni politice au anunțat că nu vor avea propriul candidat la alegerile prezidențiale din octombrie, însă vor îndemna membrii lor să voteze pentru la referendumul de integrare europeană a țării. Este vorba de Partidul Liberal Democrat, Partidul Liberal și Mișcarea Respect Moldova. Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, nu va candida pentru funcția de președinte al țării, chiar dacă anterior își anunțase intențiile în acest sens. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, până în prezent nu a fost executată o hotărâre CEDO referitoare la președintele PRDM Vlad Filat, făcând astfel imposibilă participarea sa în cursa electorală pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Cât ține de referendumul privind integrarea europeană a Republicii Moldova, PLDM susține că la această etapă plebiscitul poate fi folosit de forțele ostile integrării europene ca să perturbeze acest proces, punând în pericol parcursul european al țării. Chiar și așa, pentru a nu admite perturbarea proceselor la care PLDM a muncit în vederea promovării valorilor europene, printre care munca reprezentanților partidului în procesul de obținere a acordului liberalizat de vize, acordului de liber schimb, acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, încurajăm toți membrii și susținătorii noștri să participe la acest referendum și să voteze pentru, protejând astfel viitorul european al Republicii Moldova, viitorul european al copiilor noștri, se menționează într-un comunicat al liberal-democraților. Nici Partidul Liberal nu va avea candidat la alegerile prezidențiale din toamnă. Consiliul PL a constatat agravarea situației politice interne din cauza amestecului Federației Ruse în treburile țării noastre. Formațiunea concluzionează că intențiile Moscovei de a acapara puterea de la Chișinău ar fi confirmată de avalanșa candidaților independenți, dar și ai diverselor partide politice, unele înființate în ajunul scrutinului. Reieșind din acest context, venirea la putere în această perioadă a unui președinte cu viziuni proruse ar stopa imediat negocierile de aderare la UE. În această situație, Consiliul Partidului a luat hotărâre de a nu înainta candidatura PL la funcția de președinte al Republicii Moldova. Totodată, Consiliul a reconfirmat decizia adoptată anterior de susținere a referendumului din 20 octombrie anul curent. Susținerea unui sau altui candidat la funcția de președinte, Consiliul o va lua la următoarea ședință, se menționează într-o declarație de presă a formațiunii. Și Mișcarea Respect Moldova, condusă de fostul comunist Eugeniu Nichiforciuc, nu va participa la alegerile prezidențiale cu un candidat propriu. Decizia vine după o analiză a formațiunii privind situația politică din țară. În același timp, Mișcarea Respect Moldova a decis că se va implica activ în campania pentru referendumul constituțional din data de 20 octombrie 2024. Importanța și miza acestui referendum este una enormă, deoarece un rezultat pozitiv va face irreversibil cursul de integrare europeană, indiferent de forțele care se vor afla la putere în continuare, se menționează într-o declarație a formațiunii politice. Comisia Electorală Centrală a anunțat că până în prezent a registrat doar o formațiune politică în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 20 octombrie. Este vorba de Partidul Comuniștilor, care va promova opțiunea nu la plebiscit. Patronul popularei rețele de socializare Telegram, Pavel Durov, a fost arestat în acest weekend în Franța. Arestarea a avut loc într-o investigație preliminară a poliției, care vizează o serie de infracțiuni care pornesc de la lipsa moderării pe Telegram și de la refuzul de a colabora cu autoritățile, anunță poliția franceză. Oficiul însărcinat cu combaterea violenței asupra minorilor, Ofmin, a emis un mandat de percheziție pe numele lui Pavel Durov, în calitate de unitate coordonatoare a unei anchete preliminare privind infracțiuni care merg de la escrocherie la trafic de droguri, hărțuire informatică, crimă organizată, apologia terorismului și fraudă, a explicat una dintre sursele apropiate cazului. Pavel Durov a fost reținut pe un aeroport din Franța. Arestarea preventivă a fost prelungită până la 96 de ore, anunță poliția franceză. Instanțele îl acuză pe Pavel Durov că nu a luat măsuri împotriva utilizării penale a Telegram de către abonații săi, în special printr-o lipsă de moderare și de cooperare cu anchetatorii. Între timp, compania care administrează rețeaua Telegram a precizat, în comunicatul emis, că respectă legile din Uniunea Europeană, iar moderarea se face în standardele industriei și se îmbunătățește constant. În același timp, compania susține că este absurd ca proprietarul unei rețele de socializare să fie responsabil pentru conținutul postat. Este de menționat faptul că, pe lângă conținutul său informativ și de comunicare, în Republica Moldova, această rețea este utilizată și pentru trafic de droguri. Poliția țării noastre a anunțat că, în ultima perioadă, a crescut numărul de vânzări a substanțelor narcotice, prin intermediul platformelor comerciale online deschise inclusiv pe Telegram.
Atacuri sângeroase în sud-vestul Pakistanului, bărbații înarmați au ucis zeci de persoane după ce i-au forțat pe pasagerii mai multor autobuze să coboare pentru a le controla identitatea. Deocamdată, autoritățile au confirmat moartea 39 de cetățeni victime ale atacurilor organizate. Atacurile armate sângeroase au avut loc luni în provincia Beluchistan, din sud-vestul Pakistanului. Militanții separatiști au ucis cel puțin 39 de persoane în atacuri coordonate, care au vizat în mare parte etnici punjabi, au declarat oficialii guvernamentali. Zeci de bărbați înarmați au oprit mai multe autobuze, camioane și furgonete pe o autostradă ce leagă Punjab de Beluchistan. Aceștia verificau identitatea pasagerilor și ucideau suspecții de securitate, scrie AFP cu referire la declarația unui reprezentant local din Beluchistan. În spatele atacului ar fi rebelii separatiști din provincia Beluchistan, care cer mai multă autonomie și controlul resurselor de gaze și minerale ale provinciei. Aceștia organizau frecvent atacuri împotriva forțelor de securitate din Pakistan. Din 2021, de când în țara vecină Afganistan au venit la putere talibanii, Pakistanul a asistat la o creștere a atacurilor militanților. Doar anul trecut, în Beluchistan, au avut loc cel puțin 170 de atacuri ale militanților care au ucis 151 de civili și 114 personal de securitate, potrivit Institutului Pakistan pentru Studii de Conflict și Securitate, relatează France 24. Doamnelor și domnilor, principala ediție de știri se încheie aici, dar ne puteți urmări oricând și pe rețelele de socializare. Rămâneți alături, urmează știrile din sport cu Nicolae Urâtu. Eu vă mulțumesc, un început de săptămână excelent tuturor!